Liderii de sindicat din cadrul Complexului Energetic Oltenia au demarat o campanie pe Facebook pentru ca grupul 5 de la sucursala Electrocentrale Rovinari să fie retehnologizat. Despre lucrările respective se discută de mai mult timp, însă de fiecare dată Consiliul de Supraveghere nu a aprobat investiția. Retehnologizarea grupului 5 de la Rovinari este necesară, mai ales că anul viitor un alt grup ar trebui să treacă prin același procedeu. Investiția totală se ridică la peste 140 de milioane de euro.